Salut, bine v-am găsit, sumariu0bogat.ro și testarea și vă invit să urmăriți în continuare unboxing-ul tabletei cu GPS Evorio Go Fan, un device foarte util atât atunci când navigați pe internet și doriți să aveți un device pe care îl luați oriunde, avem de a face cu o tabletă cu conectivitate 3G, cât și atunci când bateria telefonului vostru mobil este pe terminate și aveți nevoie de un backup. Această tabletă poate fi folosită împreună cu o cartelă SIM, exact ca un telefon mobil clasic, precum și în momentul în care vreți să călătoriți cât mai mult ori cu mașina sau poate chiar pe jos și doriți să aveți la îndemână un GPS care să vă fie oricând de ajutor. Avem de-a face cu compatibilitate cu GPS și GLONASS. Avem așadar un device complet, 3 în 1, tabletă, telefon și GPS. Evorio Go Fan este un device care are un procesor quad-core tactat la 1,2 GHz, 1 GB de memorie RAM, 8 GB de memorie internă. Avem de a face cu sistemul de operare Android 4.4, ecranul are 7 inci și rezoluția de 1024x600 pixeli. Are două camere, una frontală de 0,3 MP și o cameră principală de 2 MP. O greutate foarte mică de numai 268 de grame. Este subțire. Are doar 9,5 mm grosime. Iată cum arată tableta. Are designul unui telefon mobil. Poate fi chiar ținută cu ușurință într-o singură mână. Haideți să vedem ce se mai află în cutie. Un suport auto. Un încărcător pentru mașină. Iată și cabluri micro USB pentru conectare la încărcător sau la calculator. Încărcătorul și suportul auto. Avem de a face cu un device care se asamblează foarte ușor și se așează pe parbrizul unei mașini. În cutie mai găsim certificatul de garanție și manualul utilizatorului. Și acum să vă arăt foarte pe scurt tableta. Pe partea din față avem evident ecranul de 7 inci, am mai spus rezoluția 1024x600 pixeli, camera de 0,3 megapixeli pentru selfie-uri sau pentru conferințe. Iar pe partea din spate găsim camera de 2 megapixeli, sigla Evorio, numele tabletei Go Fan, difuzorul. Pe partea dreaptă se află butonul pentru pornire, închidere, aparat și butoanele pentru volum. Pe partea de sus găsim un fager de 3,5 mm și mufa micro USB pentru conectare la cablu micro USB. Iar în partea de jos găsim microfonul. Voi reveni în curând cu un review detaliat al acestei tablete. Până atunci vă invit să recomandați și alte gadget-uri Evorio pentru teste.